pentru vărsători. Saturn, guvernatorul lor, s-a obișnuit, știu ei acest lucru, în semnul peștilor, ca a doua, vor să facă bani. Acum vor să facă bani, normal, fiecare dintre noi își pune problema, da, de natură financiară. Ei, în cazul lor, acest a face bani foarte bine poate să însemne și a recupera sau a intra în posesia unei moșteniri. A lua niște bani din urmă care li se cuvin. Există o oarece zbatere cu siguranță din acest punct de vedere. Sunt de negociat, de mersuri de făcut, telefoane, aranjamente, întâlniri. Spuneam de aceea o poziție Soare Saturn care semnifică faptul că foarte bine pot obține ceva din urmă, pot corecta, recupera niște sume care li se cuvin. Bani nu vin doar de acolo. Jupiter este în casa a cincea, în semnul gemenilor. Și atunci, dintr-o activitate pe cont propriu, dintr-o, cine știe ce, prestația lor, care acum este observată, care acum este apreciată, sau o investiție imobiliară mai veche, dă roade, sunt mulțumiți de ea. Nu este neapărat vorba despre vânzare, foarte bine, poate fi vorba și despre o închiriere sau cine știe, constată că în ansamblu, da, proprietatea lor și-a crescut valoarea și a sosit, este un bun moment pentru a vinde. Cum spuneam, la început de săptămână, dificultăți, obstacole care trebuie depășite, cu siguranță pot fi depășite, mai ales în a doua parte a săptămânii.